Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem ce se întâmplă, ce trebuie tu să știi. Încep citirea. Să vedem prezentul și viitorul acestei situații. În primul rând avem aici un paș de spade și cu trei de bâte. Este o persoană aici care se gândește foarte intens la drumurile tale. Văd că acest om știe foarte bine ce vrea de la tine. Este cineva care îți urmărește drumurile, văd aici. Multă conversație între voi. Dar văd și faptul că Poate până acum ați trecut printr-o perioadă mai puțin plăcută, în schimb, lucrurile se deblochează. Aici poate să fie și o relație la distanță. Da? Sau unii poate chiar vă pregătiți să faceți un drum cu persoana iubită. Să mergeți în oraș sau persoana asta se gândește să vă scrie un mesaj, se gândește să, să vă caute. Văd multă curiozitate în momentul de față. Și uite, văd aici o legătură cu o zodie de foc, un leu, un berbec sau un săgetător. Este multă pasiune între tine și acest om. Văd multă încântare, multă bucurie. Cartea poate să vorbească chiar și despre faptul că ai de negociat ceva în această relație. Poate să fie o atracție mare între voi, dar și o activitate. Da. Uite, în momentul de față tu ești plecat undeva la un drum sau te pregătești să faci niște drumuri. Ești într-o perioadă de schimbare în care vrei să lași în urma ta ceva ce te-a dezamăgit, ceva ce nu ți-a făcut bine, ceva ce ție nu-ți mai trebuie. Te afli într-o perioadă în care vrei să lași ceva în urmă, vrei să mergi acolo unde ți este bine. Cealaltă persoană, în momentul de față, este foarte sensibilă, se gândește la tine. Văd pe cineva care poate avea un marcaj puternic pe apă, rac, scorpion, pești, sau poate să fie o persoană sensibilă, cineva care parcă trăiește într-o altă lume. Fie este o persoană deschisă spiritual, fie este o persoană care. Are uh, legătură cu locuri din acestea mai ascunse, mai diferite. Este într-o perioadă cealaltă persoană în care se simte și puțin obosită. În inima ta, uite un 10 de cupe văd aici o bucurie pentru sufletul tău, o bucurie pentru familia ta, dar văd că tu îți dorești aici uite o relație fericită cu această persoană. Sau îți dorești multă liniște alături de acest om. Șase de băte care vorbește despre o bucurie, despre o primă victorie. Persoana asta se bucură pentru liniștea ta, se bucură de relația pe care voi o aveți. Văd mult respect între voi, sau cel puțin omul ăsta să știi că te respectă foarte mult. Își dorește ceva bun cu tine. Mai văd și o bucurie aici din partea unei persoane din familia ta. Un succes sau pentru alții poate să fie vorba despre o petrecere, despre ceva magnific. Șapte de băte. Văd că, într-o situație, tu ai luat atitudine, te lupți aici cu orice, te lupți cu oricine, dar, mai mult decât atât, văd că treci printr-o perioadă în care te gândești serios să. Uh, să-ți clarifici povestea cu această persoană. Te simți foarte atras de el sau de ea, dar în același timp simți că trebuie să lupți. Cealaltă persoană. Cealaltă persoană în momentul de față se simte plictisită, obosită, poate are niște probleme legate de zona profesională. În momentul de față simt că acest om este mai retras pentru că are niște probleme, fie la muncă, fie se află într-un concediu, într-o pauză, fie este o persoană care în momentul de față este mai retrasă. Hai să vedem în continuare ce vă așteaptă în viitor. Păi aici avem un 8 de cupe, o renunțare. Uh, poate să însemne chiar și o schimbare care apare în relații. Renunți la ceva sau împreună renunțați la o situație în care sunteți. Renunțați la o situație toxică. Ia să vedem la ce renunțați, voi. Ia să vedem. La ce se renunță aici? Uite, se renunță la o situație urâtă, la o situație în care cineva nu s-a simțit apreciat, nu s-a simțit mulțumit, și văd aici, uite, un drum plin cu fericire pentru tine. Sau faptul că lucrurile încep să funcționeze. Se reia conversația, se reia legătura. Hai să vedem tu. Uite, aici te văd într-o așteptare, da? Aștepți ceva anume. Poate chiar este o perioadă în care începi să rememorezi așa puțin trecutul. Chiar în viitorul apropiat, văd că te vei ocupa de o moștenire sau te vei ocupa de ceva anume, dar te văd într-o așteptare. Cealaltă persoană, 10 de monede. Uite, cealaltă persoană este bucuroasă, știe ce vrea, este stabilă în viitorul apropiat își va dori să te întâlnească, dacă nu vă cunoașteți deja, sau își va dori foarte mult ceva stabil. Dar pe tine te văd liniștit aici. În inima ta, uite, în 10 de spade, văd aici un final, o încheiere pentru tine. Întorci spatele și pleci, te îndepărtezi dintr-o situație stresantă în legătură cu această persoană, sau în general, vorbind în sufletul tău, aici ceva se închide, se închide definitiv, da. Apoi regina de spade în viitorul apropiat persoana asta va fi ceva mai rece, mai detașată, sau poate chiar. va fi mai rece în exprimarea cu tine. Văd aici o legătură cu o zodie de aer gemeni balanță vărsător. Dar simt aici că omul ăsta are de rezolvat ceva legat de niște acte, ceva legat de o casă. Și uite, patru ăsta de bâte vorbește despre o bucurie, despre o celebrare. Persoana asta se va bucura mult de această schimbare, de această închidere. Și uite, e ca și cum ați vrea să faceți echipă împreună pentru ceva anume. Vreți să luptați împreună pentru un anumit lucru. Poate să urmeze o perioadă în care amândoi sunteți concentrați pe ceva anume și din acest motiv, situația e rece dintre voi. Hai să vedem de ce apare această carte a suferinței, da? de ce apare această tristețe. Uite, tristețea asta vine la pachet cu niște minciuni pe care cineva le-a spus sau poate să fie o problemă legată de o întâlnire, o problemă legată de o conversație pe care ați avut-o. Dar uite, totuși văd aici foarte mult noroc, foarte multă bucurie pentru tine. Și uite, văd un nou început fix așa cum tu ți l-dorești, fie cu această persoană, fie în general în viața ta. Să vedem de ce a apărut această regină de spade, care este motivul pentru care această persoană este mai rece. Uite, e ceva legat de o nouă etapă dintre voi și această nouă etapă pune foarte mult pe gânduri această persoană. Uh, poate chiar în sfârșit își clarifică sentimentele față de tine, în sfârșit știe foarte bine ce vrea, dar pentru cei care vă aflați într-o relație în care lucrurile nu mai funcționează, aici văd că poate să apară o nouă persoană. Dacă lucrurile funcționează între voi, după ce se produce această schimbare aici, Pur și simplu acest om va fi foarte bucuros, da? va face drumuri către tine cu plăcere sau vă veți întâlni mai des. Este o speranță acestei persoane care se îndeplinește. Începe și își clarifică sentimentele față de tine. Pot fi niște probleme aici da, legate de un contract, niște probleme legate de uh, poate o căsnicie pentru unii dintre voi sau de o înțelegere. Dar uite, există o foarte mare protecție divină din ce văd eu aici. Vreau să vedem și îngerii romantici ce îți spun. Ce trebuie să știi tu? Să vedem ce sfat îți oferă ție. Pentru tine, un sfat în partea îngerilor romantici. Bun, a ieșit sfatul pentru voi doi. Pentru el și să vedem pentru tine. Bun, pentru tine ție ți se spune să faci un efort, da? Să faci un efort pentru această relație, să faci un efort pentru această situație. Și este ceva între voi care vă blochează, și mesajul poate este pentru amândoi, și anume este timpul să reluați controlul asupra relației voastre, asupra vieții voastre. Să vedem pentru cealaltă persoană. Căsătorie. Se spune că cealaltă persoană își va dori în viitorul apropiat ceva mult mai stabil cu tine. Își va dori să rupeți aceste ziduri dintre voi își va dori să, uh, să fiți fericiți. Dacă este o relație de triunghi amoros, cineva se va elibera din această situație. Da? Cineva se va elibera. Este o atracție mare aici, este adevărat între voi doi. Să vedem viitorul acestei relații, ce se întâmplă. Viitorul este un suflet pereche. Se spune, da, acesta este sufletul tău pereche. Uite, urmează romantism, iubire între voi, chimie, întâlniri plăcute. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și pe celălalt canal dacă vrei să vizionezi citiri pe zodi. ți-am lăsat un link în primul comentariu. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.